Deci, iată, suntem din nou în direct și spunem ce s-a mai întâmplat. Totuși, tata rămâne cu ei, îl sfătuiește și pe fratele, tata, băieți, trebuie să rămâne cu ei. Ei, totuși, n-au bani, profesorii ăștia, n-au bani, nu se poate face cu cât li dă. Așa, mai dă-le, uite, mai fac niște hali, ia ca mai fac niște oameni acolo, niște studenți, niște mutelcării, uite, așa se învață. Învață și profesorul universitar să facă o șaie. Ei nu știau nici măcar pasul șurubului, să spunem, la momentul ăla, nici la matematică, nici la electrotehnică. Profesor, deci complet de bandustan, așa cum te duci, să spunem, într-o țară din asta, din Africa, să spunem, în Congo, în Zair, și vezi niște cursuri de astea rătăcite complet. Așa era și aici. Stau și mă gândesc, totuși, tata a avut ceva dreptate. Deci, asta era situația în 68-65. Profesorii ăștia universitari practic nimic nu știau, să facă acolo un șurub, să facă un proces de randalinare. Spuneau tot că va predau la construcții, va predau la mecanică, va predau la electrotehnică, fac, nu știa nimeni. Dacă se fac acolo niște sisteme de susținere, și iată, mai învață și ei, mai învață cât de cât un profesor universitar din România, să fie măcar cât un maestru din Germania sau din Franța sau din alte țări. Deci asta se întâmpla acolo. Eu vedeam și eu acasă, erau discuții filozofice, mă uitam ce trebuie făcut cu acești profesori universitari. Deci trebuie integrat, spunea tata, tu înțelegi, trebuie să fie măcar ca un maestru din Italia, din Spania, profesorii ăștia universitari. Deci nu știau absolut nimic, cursurile lor păreau pentru cei care li ascultau ceva elegant, de fapt când îl luai erau nenorocirii totală, exact ca în cazul acelui rezultat, rădăcina pătrată în sensul lui Fiorel Barbu. Deci, compendii de analfabetism de ăsta, exact ceva necugetat, să spunem. Asta era situația în centrul universitar Iași, cum am văzut-o eu și tot am studiat-o în anii ăștia din început, să spunem, 65-70. Profesorii, nivelul intelectual al unui profesor universitar din România, de la electrotehnică, de la construcții, de la mecanică, nu se ridica nici cât al unui maestru din străinătate. Deci s-a ajungea că erau aduse utilaje din străinătate, am văzut și eu la Imamus, nenumărate utilaje, profesorul universitar nu înțelegeau nimic, venea un maestru din străinătate și explica tot. Deci, profesorul universitar complet de bandustană din asta de junglă.